Salut, prieteni! Știm prima semifinală a Mondialului, Brazilia-Germania. Iar alături de mine este Adi. Te salut, Adi! Salut, mă rog, bun! Adi este prietenul meu de la radio. Vom încerca să discutăm puțin despre meciurile de aseară, Adi, nu? Germania-Franța și Brazilia-Colombia. Mie îmi pare rău că nu s-au împerecheat altfel. Să fie avut America de Sud cu Europa în ambele confruntări. Pentru că primul meci mie mi s-a părut prea tacticizat și prea tern. Al doilea meci, un meci tipic, cum ziceai tu, de Copa America, deschis, sincer, și ritmul a fost fantastic, s-a trecut peste linia de mijloc. Cum a fost Germania-Franța? Eu regret că n-am avut o Franța-Germania ca la carte, cum arată cărțile de istorie. Eu am trăit emoțiile în 82, cu lovitură de departajare, cu toate nebuniile, cu Schumacher, cu Batiston și așa mai departe. Am trăit emoțiile în 86, în Mexic. E o copie palidă, ceea ce am văzut ieri, foarte tristă, și e o copie a unui alt meci, nu a unui Franța-Germania așa cum... Așteptările erau înalte, nu? Și Franța a jucat fotbal de mare calitate până în grupe, dar vestul, eu am avut rezerve întotdeauna, am fost sceptic vis-a-vis de jocul Franței, pentru că Franța nu a întâlnit adversar de calibru până acum, a jucat cu Ecuador, Correct. Honduras, chiar Elveția, apoi Nigeria. Franța, deșeam de far, nu a reușit să schimbe nimic pentru meciul ăsta. Franța a fost aceeași. Löw a făcut o schimbare. Chiar citeam un editorial al unui jurnalist german, Andreas Lehner, îl cheamă pe Spox, și el spunea că ăsta este primul meci câștigat de antrenor. Din perspectiva nemților, primul meci câștigat de Löw la mondialul ăsta, și cred că are mare dreptate. Löw s-a întors de la fotbalul de posesie al lui Guardiola, al lui Pep, a făcut un soi de chere, o turnură spre fotbalul din 2010, când Germania a jucat agresiv fără minge și pe contrat. Hai să spun două vorbe despre Franța. Un pic ție îți place fotbalul francez. Da, eu am fost mare suporter al Franței. Am descoperit că am fost și singurul susținător din România al echipei naționale franceze. Ce se întâmplă cu România? Pot să spun două vorbe. Este corect. Germania a fost primul adversar adevărat al Franței și a clacat Franța. A jucat cu aproape cu nimeni. Germania n-a jucat grozav, dar mă așteptam la mai mult din partea Franței. La Franța, am spus înainte de turneu, sigur că îmi doresc să fac un turneu memorabil, să fac unul antologic, dar cred că este o echipă de sferturi. Până la urmă s-a confirmat și când am spus lucrul ăsta, mă bazam pe faptul că avea o grupă accesibilă cu care se negocia. Cred că pentru Franța ar fi fost mai bine să aibă o grupă în care principalul adversar să fie mai puternic decât Elveția. Pentru că ar fi dat măsura echipei. Așa cum s-a întâmplat cu Germania, care a dat peste Ghana, culmea, nu Portugalia a pus pe mine, ci Ghana, care a zgâlțit-o un pic, și Germania poate că și-a refăcut un pic reglajele. Pentru că de altfel, Germania care a început turneul arată un pic altfel decât Germania care a jucat ieri meciul cu Franța. Ca așezare, ca poziționare în teren, i-au început cu doi play makers, în final au jucat ieri cu un singur playmaker. Sunt foarte fericit că îl văd pe Filip Lam în sfârșit fundaș la cealaltă dreaptă. Te-ai pitis de Filip Lam 6. Cu Filip Lam 6 ai mai mult control în joc, pentru că el îți pasează mai repede mingea. Ai văzut Schweinsteiger are latență în distribuția balonului. Stă pe ea puțin, încetinește jocul, dar Schweinsteiger a blocat foarte bine pe centru. Acolo unde au încercat francezii, nu au reușit să facă mare lucru. Spuneam, Germania a jucat agresiv fără minge, a atacat de vreme construcția Franței. Pogba a fost omul invizibil în meciul ăsta. Griezmann a fost atacantul lor care a încercat cel mai mult, dar fără prea mari reușite. Da, la Franța ai spus un lucru care și mie mi s-a părut esențial, și asta este o mare calitate a Germaniei. Germania a controlat meciul din așezare. Sigur că i-a ajutat faptul că au deschis scorul cu gol relativ rapid, dar acolo este ceva. Franța a primit gol cu Paraguay în pregătiri dintr-o lovitură liberă. Și atunci țin minte că au spus toți francezii, din asta o să învățăm la Cupa Mondială. Fazele fixe, Adi. No. Fazele fixe, nu, dar ieri s-au dat toate golurile din faze fixe. Da. Nu s-a marcat un gol din acțiune, deși gol 2 a fost o nebunie. Mie mi-a plăcut enorm prima repriză. A fost o frenezie pe teren la Fortaleza. Totuși, nu s-a marcat un gol din acțiune. Da, asta... Deci când se nivelează valorile în faza asta a competiției, sus, sunt foarte importante momentele standard. Asta mie îmi confirmă impresia că mondialul meu, sentimental vorbind, s-a terminat în grupă, pentru că acolo și marile echipe și-a asumat anumite riscuri, pentru că trebuiau să prindă faza eliminatorie, iar faza eliminatorie cu optimile aduc deja o decizie care se ia 90 de minute, poate 120 de minute, atât, nu mai ai alte meciuri în care să repar lucruri. Nu-și mai asumă nimeni atât de multe riscuri. Sunt mai multe calcule acum. Evident. Spune despre Franța două vorbe, ca să, deși am pierdut și a jucat lamentabil, aș vrea să mai vorbesc un minut despre Franța. Da, trebuie să vorbim despre Franța, că Franța e o echipă mare, totuși are jucători de mare calitate. Franța un joc liniar.
joc previzibil. Uh-huh. Au avut probleme cu Valbuena, care a arătat că are dificultăți cu Nigeria să se impună atunci când vrea să treacă peste o linie de mijloc avansată, înaltă, puternică, masivă. Acolo, în ultimele 20 de minute, când nigerienii și-au cam pierdut capul, ceea ce se cam întâmplă cu echipele africane, că sunt inconstante, el a rezolvat meciul, a devenit influent, a reușit să construiască, să ofere pase bune. Dar aici, Germania, când a avut mai puțin timp, mai puțin spațiu? Germania este o cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Al doilea jucător german care îl prindeau practic într-o capcană și el la 1,68 m era practic imposibil să facă diferența. Și aici vreau să spun că mie schimbarea corectă a lui Didier Deschamps mi s-ar fi părut să umble un pic în zona celor trei mijlocași centrali de legătură care n-au dat fluiditate jocului. Să fi scos unul de acolo și să fi scos unul de acolo. Eu cred că Moussa Sissoko era o soluție bună, mai ales că în locul lui Pogba. Pogba, exact. Pogba a fost anonim în meciul. Exact, Moussa Sissoko chiar și Giroud a avut. Pentru că în atac, după cum s-a demonstrat, Giroud nu era neapărat o soluție, adică nu puteai să pariezi. Dar Giroud și cu Benzema sunt redundanți până la urmă, adică ai nevoie de unul singur, nu de asta doi. Asta s-a văzut la meciul cu Nigeria, uite, când l-a scos pe Giroud și au rezolvat meciul. Uite, și revenind la flexibilitatea lui, faptul că a adaptat, că nu este tezist, că nu a ținut la fotbalul pe care l-a jucat în grupe, fotbalul aceea de posesie, a fost criticat în Germania, a schimbat, a mers pe contraatac, a mers pe un control pozițional al adversarului. Uite, exact asta nu a făcut Deschamps. Deschamps mi s-a părut. Ăsta era un meci pe care Deschamps putea să-l câștige pentru Franța. Germania asta nu este o echipă excepțională, nu are forța de joc din 2012. Era un meci de câștigat pentru Deschamps. Parcă a fost ăla Merso, străinul lui Camus, apatic, dezinteresat. Da, n-a avut reacție 75 de minute în care să putea să aibă o reacție. Că mie mi s-a părut că planul de joc a fost greșit, pentru că în general, istoric vorbind, nu poți să-ți închipui că obții ceva dacă joci la aștept tare cu Germania. Cum de abitud, a scris și ei de la RFI. Exact. Deci cum de abitud. Sau Wiegefenlich. Cam exact. Așa a fost. Nu, ei au un complex în fața Germaniei. Nu poți să joci la așteptare și mai ales că mie mi s-a părut că urmărind Franța și înainte de campania de pregătire și în jocurile de jocurile test, mie mi s-a părut că Franța este o echipă de atitudine, de entuziasm, este o echipă care se construiește acum și au renunțat la toate aceste aturi și la elanul ăsta. Și îți mai spun un lucru. Aseară a fost primul moment în turneu când mi-a fost dor de Ribery. Pentru că până aseară nu mi s-a părut. Dar aseară chiar mi s-a părut că n-avea altă variantă. Poate să construiască Franța asta, Adi. Adică i-am văzut când adversarul are mingea, când sunt reactivi, sunt foarte periculoși. Dar nemții le-au lăsat mingea. Bine, i-a ajutat, spuneai și tu, scenariul s-au marcat în primele 15 metri. Le-au lăsat mingea, i-au lăsat să construiască. A fost foarte agresiv în dueluri. Spuneam că i-au atacat de vreme. Benzema a avut 8 atingeri de balon în primele 45 de minute. Adică influență spre zero în joc, eficiență spre zero. Crezi că poate să construiască Franța? Crezi că Germania este o echipă mai bună pe construcție? Unde s-a tranșat jocul ăsta? Sau pe bancă, cum am zis inițial? Eu cred că pe bancă. Impresia mea că s-a tranșat pe bancă și în al doilea rând, ceea ce spuneam mai devreme, mie Franța mi s-a părut o echipă de sferturi. La un moment dat, orice adică echipă trebuie treabă, să exact, și-a făcut treaba, au bătut pe cine trebuia să bată. Să-și asume și limitele. Pentru că, sigur, Valbuena, pe care îl iubesc foarte mult și este un jucător foarte creativ, în momentul în care întâlnești jucători mult mai înalți, mult mai puternici, care alargă enorm și care nu-ți dau nicio clipă de respirație, trebuie să accepți asta, este nivelul la care mă pot Valbuena, până la urmă, dar jocul jucător colectiv al Franței e inexistent. Este indecent ca Franța să pretindă ceva de la meciul de aseară. Eu ți-am spus despre Franța, dar va trebui să ne spui și tu ce se întâmplă totuși cu Germania, pentru că Germania e altceva pe afiș decât ceea ce... Cum să spun, mie mi s-a părut asta o victorie tipic germană, dacă vrei, de altă dată, old school, și o victorie în care în fața a picat pe calitatea morală a grupului, pe spiritul de sacrificiu, adică n-a fost frumos. În niciun caz, mie îmi place altfel de fotbal. Îmi place fotbalul ofensiv, fotbalul pe goluri, fotbalul la șampanie. Germania nu a jucat fotbalul ăsta aici, dar a câștigat, a fost eficientă. Și spuneam, aici este meritul lui Löw. Löw a înțeles, Löw s-a adaptat, Löw a înțeles că nu poate să aibă două spirite libere pe teren, nu poate să-l aibă și pe Ziyech și pe Götze, nu poate să-și permită luxul ăsta cu ghimele de rigoare și l-a ostracizat pe Götze. Götze nu e în formă, e unul dintre jucătorii mei preferați la nivel mondial, dar Götze nu e în formă, nici o zi nu este în formă. Dar... Cine este în formă? Am să spun eu întrebările. Sunt foarte puțini în formă. Foarte cine puțin în formă la foarte puțin în formă, să știi. Schweinsteiger și Khedira vin după accidentă în sezonul ăsta, dar totuși au găsit o cale să câștige. În mod normal zice că n-au nicio șansă cu Brazilia, dar după accidentarea lui Neymar, după suspendarea lui Thiago Silva, cred că meciul o să fie strâns. Brazilia e favorită, doar Germania nu este ieșită cu totul din calcul. Uite, mai mi-au aminte de o chestie interesantă pe care am citit-o acum câteva zile, Adi, și sunt convins că o să ți se pară amuzantă.
Am citit niște benzi desenate făcute de ăștia de la Monty Python. Mi se pare genial, instructiv. Nu? Ok. Și ăștia zic duelul filozofilor. Normal că sunt două sisteme de gândire, două școli, și Franța, Germania, na? Cei doi pole filozofie continentale. Și bine, ei ridiculizează puțin și caricaturizează, dar e interesant totuși. Asta zic că Löw nu-și permitea să pună 11 de Hegel pe teren, da. Sau nu, nu-și permitea să pună 11 de Nietzsche pe teren și nici măcar 2, pentru că l-a aruncat pe Goethe din joc. A jucat cu 11 de Hegel, poate. A jucat, da, auster, frust, eficient și aia. Iar Franța, uite, dacă rămâne în perimetrul ăsta, Franța n-a avut dubii. Nu și-a pus semne de întrebare, n-a pus nimic sub semnul întrebării, nu a fost carteziană. Da, eu sunt... Adică ei au jucat cum au jucat cu Hondura și Ecuador, nu poți să joci așa cu Germania. Asta spun și eu. Sunt de acord cu tine, o Franța liniară, corect, dar o Franță care, dacă are suficientă maturitate, se poate gândi că din această echipă poate păstra câțiva jucători foarte buni. Griezmann, ți-a plăcut Griezmann? Cu care să se ducă spre europenele pe care le vor găzdui. Da, pentru că această echipă nu este o echipă rea. Acum a fost desferturi. Dar dacă își vor rezolva anumite probleme care nu sunt foarte multe, eu spun că o echipă de trofeu peste 2 ani. Eu zic că pe axul central sunt foarte tari. Poate sunt mai tari decât nemții. Varane este un jucător excelent, deși a pierdut duelul ăla cu Hummers. Hummers a fost mare pentru nemții, iar Hummers a fost genial. A blocat 3-4 șuturi de gol și a marcat unicul gol al partidei. Dar iarăși asta mi se pare tipic german. Tipic german ca fundașul central. Au jucat tipic nemțește nemții. Nu au mai jucat, nu știu, ca brazilienii în 2012. Dar eu știu, poate asta, poate Griezmann asta ne aduce trofeu. Mai trebuie de Griezmann. Griezmann e bun. Griezmann, tu l-ai văzut în Spania în ultimii 2 ani. A avut niște sezoane foarte bune. Eu m-am bucurat foarte mult pentru Griezmann, pentru că el s-a impus în naționala Franței după ce a impresionat în Spania, unde a jucat extraordinar. A fost foarte frumos cu Sociedad, au prins locul de baraj de UEFA Champions League, unde au întâlnit, culmea, minunat pentru scenariul, au întâlnit pe Olympique Lyonnais. Și a făcut două meciuri formidabile, Antoine Griezmann, moment în care a fost chemat automat de Didier Deschamps la echipa națională. Și asta lui a fost cu accenta Ribery. Și totuși, pe m-a așteptat mai mult din partea lui Griezmann. Da, dar acum nu, dar doar în meciul ăsta. Acolo a fost, și eu mă așteptam la mai mult, însă în aceeași măsură pot să spun că există totuși o graniță pe care o evocam pe undeva mai devreme în cazul lui Valbuena, între jucătorii foarte buni și jucătorii de clasă. Dar cred că e mai bun Griezmann și mai are șanse. Valbuena are cât are? 28-29 de ani, Griezmann doar 23-24, deci Griezmann poate să crească în următoarele două sezoane. Adi, hai două cuvinte și despre Brazilia-Columbia. De ce doar două cuvinte? Pentru că pentru mine a fost destul de clar că Brazilia este favorită, are publicul în spate. Poate și Columbia are niște complexe, cum Franța le are în fața Germaniei, cum Germania le are în fața Italiei. Germania nu prea câștigă meciurile importante cu Italia. Uite, apropo, asta voiam să spun. Deși Germania are complexe. Franța s-a gândit că jucând la așteptare poate să facă ceva cu Germania. Și stăteam și mă gândeam. Bă, dar ce să joci așteptare 75 de minute după ce ești condus, da. Asta spun că e o repriză. Și aseară stăteam și mă gândeam, dar cine oare își poate imagina că poate să joace așa, să bată Germania? Și când a răspuns, Italia. Dar nu are nimeni răbdarea Italiei și genele defensive ale Italiei. Corect, corect. Brazilia-Columbia. Mie s-a părut că se juca foarte intens, foarte fizic, peste linia de apă, peste linia de mijloc, box to box, un ritm drăcesc, n-au reușit să-l țină. Decât 45 de minute era normal, în repriza a doua n-a mai fost intensitatea aia. Și a câștigat echipa mai bună, gazda mondială. Ia lui multipla campioană mondială, da, dar și cum v-a așteptat, dar meciul a fost bun. Meciul foarte bun, foarte bun în comparație cu Franța-Germania. Așa. A fost un tort excepțional, că a făcut cât pentru alte două sferturi de finală pe care sperăm să le vedem să fie bune. Vreau să spun un lucru, că tu ești mai aplicat spre filozofie, eu sunt mai aplicat spre partea tehnică a acestui joc, dacă există. Când deschizi scorul 7 la o asemenea fază în care apărătorii centrali erau pe nicăieri, Zapata și Yepes, și apare Thiago Silva, mingea lovește mingea într-o poartă, meciul curge un pic altfel. E pe undeva și asta este secretul lui Polișinel, exact. I-a ajutat foarte mult acest lucru. Mă așteptam la Columbia. Uite, stopării au marcat. Da. Doi la brazilieni, golul nemților și bine penaltiul ăla lui James. Da, mă așteptam la James Rodriguez. De fapt, nu cum așteptam mai mult. Eu aseară am descoperit că el este foarte bun și când joacă mai puțin bine. Da, câteva momente. A avut momente de o virtuozitate extraordinară. Și să scoți oameni din joc ai Braziliei, care nu sunt nou veniți în fotbal, reprezintă ceva absolut extraordinar. Are o fază când scoate trei oameni din joc.
Ei, cam asta a fost. Adică eu îți mulțumesc mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Poate ne revedem. Ne revedem. Și... eu vreau să fie de durată proiectul ăsta cu băieții, cu Dan, cu Emi, cu tine, cu Cosmin. Să vorbim și de Champions League, de tenis normal, de rugby. Tenisul îți place. Îți place foarte mult. Îmi place foarte mult. Și îmi pare rău că a pierdut Simona. Și mie. Dar... asta că e ok, Simona. S-au întâlnit cele care vor domina tenisul feminin în următorii ani. Da, și se poate, se poate. E o măsură pe care și-au luat-o ambele și cred că e oricum un turneu senzațional pentru Simona. Senzațional. Categorie. Adică, eu îți mulțumesc. Mulțumesc și eu, Cristi. Numai bine și succes în finala cu ăla. Mersi. Stați cu noi, prieteni.